normale și cred că voi fi ap de joc la primul meci de campionat. Am înțeles că nu trece de tot această pubalgie, dar voi forța așa, cu mici dureri. Nu este atât de grav, dar a fost inflamat destul de tare și mi-a luat ceva timp până să revin. E posibil să te vedem mâine, măcar 20 de minute, în amical? Da, cred că voi juca. Să vedem acum cât vrea și mister. Eu sunt ap de joc și nu decid eu cine va juca și cine nu. Că mie nu prea îmi place să fac partea asta fizică, dar nu. Avem nevoie și de asta și bine că am trecut cu bine ca antrenamentul acesta. Crystal Palace n-a dat nici măcar un gol în acest sezon și e gata să ofere peste 20 de milioane pentru Alibek. Eu am încercat să fac. Mi-am dat viața pentru echipă. Am încercat să fac totul ca să reușim să trecem de ei, dar atât s-a putut, mergem în grupă de Europa. Ok, trebuie să apreciem faza pe care ai creat-o la golul marcat de echipă, o trecere foarte frumoasă pe lângă Mathieu și au fost foarte multe voci care au insistat pentru prezența ta la echipa națională, însă Daum a fost foarte clar, nu și din punctul lui de vedere. Nu mă interesează părerea lui, să vom face pe cine vrea, asta e. Iese de pe teren Denis Alibek, care merge direct la vestiare, foarte nervos capitanul Stelei, care predă banderola. Aceasta ajunge pe brațul lui Florin Tănase. Iese Alibek și intră William de Amorim, dar a fost o partidă slabă. Iată-l pe Alibek, foarte nervos. Foarte multe goluri, să vedem această fază. Aproape să lovească și un om de ordine. Edi Harlem Noire, golgheterul din acest sezon al este venit după o accidentare serioasă, nervoasă sa, atunci când a fost schimbat cu Sporting. Plânge Denis Alibek pe bancă. Le pui. Sau de ce nu ai pus până acum? Nu știu, vom vedea. Chiar trec printr-o perioadă proastă a carierei mele, dar sper ușor să-mi revin și să fiu acolo. Foarte mulți vorbesc foarte frumos despre tine. Auzeam astăzi și pe Nicolae și pe Pancu și multă lume. De ce crezi că treci prin perioada asta și de unde sprijinul ăsta? În primul rând a fost și accentat, m-a dat mult înapoi și nu a fost. Să ai pubalgie, nu poți să faci nimic, dar acum nu mai este o scuză asta și trebuie să revin la forma care m-a pus acum. De la Tănase se așteaptă foarte multe Alibek la 25 de metri, are culoare de șut, trage Alibek! Denis Alibek față în față cu Petru Bolek. Alibek. Gol Steaua, 4-1. Denis Alibek. Este la pământ, Steaua este lider cu grupei. Cu prelungește Tănase, dă pe lângă minge, să pun la ruți capul Alibek, Alibek, slapă relief, Alibek, gol!
Scoate pentru același Ali Bek, o pasă formidabilă, Tănase! Eu v-am mai spus, talentul e ca mersul pe bicicletă, fotbalul nu ține nimeni, da. Nu-l uiți niciodată. Deci Ali Bek e numărul unu din toate punctele de vedere, pot să marcheze ăștia câte goluri vor, toți atacanții pe România, ca Ali Bek nu se naște. Păi aici să vedem, puneți dumneavoastră acum să vedem ca și valoare ce transfer și ce sumă de transfer există pentru Ali Bek și ce sumă de transfer există pentru 5 atacanți la un loc în campionatul României. Deci,